Da. N-am avut astăzi timp să trag niciun verdict, însă am vrut să punctez un abuz fenomenal care a avut loc împotriva lui Răzvan Dumitrescu din partea CNA-ului. Nu este un semnal extrem de periculos. Este pur și simplu dictatură pură. Ideea este că în stilul meu caracteristic, pe mine nu mă afectează aproape din păcate deciziile CNA, pentru că eu nu sunt nici pe televizor, nici nicăieri, sunt un om liber, fac ce vreau, spun ce vreau, unde vreau. Ideea este că s-a încercat și cu, mă rog, cu mine, cu prezențele pe la Mihai Gâdea și pe la Răzvan Dumitrescu să se dea avertismente. Păi de ce n-ați dat amendă nebunilor? Haideți, domnul Tomă, ne dezbrăcăm așa cum vă place dumneavoastră, așa la nudiști, și ne așezăm la masă. Lăsați-l pe Tudor ăla. Lăsați-l, lăsați sclavii. Hai să ne așezăm noi la masă, să ne explicați și nouă care-i treaba. De ce există această atitudine abuzivă? Pentru că sunteți niște frustrați care n-ați avea cum să vă dezbrăcați dacă ar fi cu mine, că vă dați seama la cum stau eu pe fizic, cum stați voi, am văzut. Așa sta și pe psihic și pe intelectual, la fel. Asta e comparația dintre mine și voi. Ideea este că abuzul pe care l-ați făcut astăzi, îmi cer scuze că trag așa, dar n-am cum conduc, l-ați făcut împotriva unui jurnalist, nu de marcă, unui jurnalist impecabil. Rog publicul să ia Google-ul și să vadă inclusiv în ce condiții Răzvan Dumitrescu a plecat de la Trustul Realitatea. Jurnalistul Răzvan Dumitrescu nu e impecabil. Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a bătut această mascaradă exclusiv. Oh, care este un cetățean. Exclusiv cu materiale, cu studii științifice din mainstream. Nu știu dacă știți ce e. Difuzate de CNN, de Fox, de exact cum astăzi domnul Răzvan Dumitrescu v-a lămurit în textul pe care l-a și postat și l-am preluat și eu și pus peste tot. Sunteți o rușine și un jec. Faptul că astăzi Tudorororo ăla și cu Arafat pot la propriu influența sau cenzura, cum a zis Arafat, pe o perioadă limitată de timp, să nu mai vă voie televiziunile, să vorbească, adică puțin, așa și nici medici, știi? Pe o perioadă de timp, ăștia care nu susțin vaccinarea, să nu mai vă voie să vorbească, să profeseze. Eu n-am la ce autorități să apelez, pentru că autoritățile din România sunt hoha, nu avem ce discuta cu el. Nu știm cine de la guvern, că noi nu avem guvern, am avut 2 ani, am avut 17 prim-ministri, 300 de miniștri, etc. Noi suntem un stat necondus, care dă măsuri abuzive, hotărâri, dragi, care n-au nicio legătură, nu pot fi luate în considerare pentru că sunt abuzive. Doi, un stat care nu oferă tratament, medicamente oamenilor la propriu. Efectiv. Deci un stat care omoară la propriu. Nu doar bolnavii de boala lui Calache. Bolnavii de cancer. Bolnavii de absolut orice fel de boală, pentru că oamenii nu au acces la sănătate de 2 ani. Ăsta este statul și ăsta este CNA-ul care vrea să cenzureze un jurnalist nu impecabil, care pur și simplu s-a luptat în ăștia 2 ani să demonstreze că există și alte studii, există și alte soluții, există tratamente, există viață. Există țări care au reușit.
există țări care au vaccinat și sunt într-o situație mai rea decât când nu vaccinau. Demonstrat. Nu de Răzvan Dumitrescu, de alții înaintea lui. Răzvan Dumitrescu este un jurnalist care are datoria, ca toți jurnaliștii, sclavilor ce sunteți, să informeze imparțial populația, ceea ce a și făcut. Permanent. N-a spus niciodată. Nu te înțepa. Nu face nu știu ce. Ce a zis nu știu. Nu. A cerut întotdeauna lămuriri. A trimis adrese oficiale la absolut toate autoritățile din România. A demonstrat cu acte, cu studii, cu la propriu cifre concrete, oficiale, de peste tot de pe glob, că această mascaradă este la propriu o făcătură. De ce? Tocmai pentru că există tratamente, există și alt gen de abordări, există foarte multe state care nu încalcă drepturile omului, care nu încalcă Constituția, cum a zis Arafat, că putem și facem ceva pe Constituție. Textual. Textual! Asta a spus Arafat. El face ceva pe Constituție. Pentru asta, domnul Răzvan Dumitrescu astăzi a fost amendat, sau ieri, nu mai știu, nici contează suma, contează un leu dacă era amenda. Nu contează. De ce? Ca să vă explic de ce. Pentru că CNA-ul, bine, eu nu înțeleg ce se întâmplă la antenă, dar mă rog, nu contează, nu. Eu am respect și pentru domnul Răzvan Dumitrescu și pentru domnul Mihai Gâdă, eu în general pentru oameni și pentru oameni care fac în general ceva și care, cum să spun, au muncit ani de zile și antena la un moment dat a fost la propriu în tranșee. Și a rezistat acolo în tranșee, ani. Cu, mă rog, proprietarul stației băga la pușcărie, etc. Pentru aceleași infracțiuni pentru care alții nu s-au dus. Nu le pun în ghilimele, e treaba mea să hotărăsc, da? Știm exact ce s-a întâmplat atunci. Și totuși antena a rămas în tranșee, cum, după părerea mea, ar fi trebuit să rămână și acum. De ce? Pentru că nici domnul Gâdea și nici domnul Dumitrescu nu au greșit în abordarea pe care au avut-o cu nimic. Cum? Cum? Nudistule, să menționezi tu că nu este normal ca Mihai Gâdea să mă invite pe mine singură în studio. Păi de ce pe Arafat e normal și pe mine nu? Adică n-am înțeles. Păi cu cine să mă invităm pe mine împreună? Eu i-am zis lui Rafa, hai bă, hai tu cu mine în studio, de ce nu vii? Hai, dacă tot mi-ai pronunțat numele comunicatul ăla oficial DSU. Hai în studio cu mine, hai cu Dana Budeanu în studio, hai vino, unul la unul. Hai să vedem cine are dreptate. Hai să vedem ce argumente ai tu la ce spun eu. Îți spun eu zero. Ok? Cum vreodată CNA-ul să facă observație, că n-a avut pe ce să dea amendă, că n-am spus nimic. Nimic. Neadevărat. Cum adică să dea avertisment antenei că de ce mă cheamă pe mine în studio și că chemându-mă în studio, cum ar veni, îmi dă mie, păi eu am nevoie, dar am vergură de la cineva eu? Cum? Ce am vergură? Cum adică? Mihai Gâdea m-a invitat pentru că spun adevărul permanent, n-am mințit niciodată, nu am spus niciodată nicio minciună la Mihai Gâdea, nici la Răzvan Dumitrescu și niciodată nicăieri, nici în verdictele mele. De-aia m-a invitat. Ai înțeles, nudistule? Oricum ăștia care faceți nudism, trebuie să stați ca lumea pe fizic. Cum vii cu fizicul ăla la nudiști? Sincer acum. Dar mă rog. Treaba fiecăruia. Așadar. Aceste amenzi, sau ce dracu sunt, avertismente pe care CNA-ul le dă astăzi, mai au câteva luni de viață. Asta este. După aceste câteva luni de viață, că mie, Tudor Ororo, mie nu-i frică de nimeni, bă, băiatule, ai înțeles? Eu nu sunt sclavă ca tine, eu sunt un om normal, fac ceva
pe toată presa sclavă și pe toți, că nu mă interesează. Însă, după aceste câteva luni în care mai pot să schelălăie nudiștii și toți imbecilii, astăzi am văzut un interviu, nu știu, într-un de asta hashtag, cred că la Dojoiu, dar sigur la Dojoiu, pe site-ul Dojoiu, nu știu. Așa, în care unul de la CNA, am uitat cum îl cheamă, că nu știu, pe toți măscăricii, tot aberac. Dom'le, exprimă că nu e normal să se citească prospectul de la vaccin la televizor. Păi zice, ce-i secret de stat, prospectul de la vaccin? Păi asta scrie în prospectul de la vaccin. De ce nu e normal să se citească? Că nu vrei tu? E normal să se citească orice la televizor. Nu așa trebuie să arătăm oamenilor. Absolut tot. Uite, bă, e așa și e așa. E și așa, e și invers. E și într-o parte, e și în alta. Asta înseamnă presă. Gunoaielor patentate. Concluzia acestui, nu știu ce, verdict o pastilo, este că mai aveți câteva luni de trăit și după astea câteva luni, asta pentru, nu sunt colegii mei cei din presă, că eu nu sunt în presă, dar după astea câteva luni, e groasă rău de tot cu denuța. Groasă rău! Nu mai pe la nudiște să stați!